Să nu uităm însă, pentru români minivacanța continuă. Mulți dintre ei au mers la mare în această perioadă. Astăzi însă au avut o surpriză neplăcută. Soarele stă ascuns după nori. Mai exact, pe litoral sunt 22 de grade Celsius, iar de un bronz nici nu se mai poate vorbi acum. Așa că turiștii și-au schimbat rapid planurile. Ce fac mai exact, ne spune Alexandra Ghețea. Bun găsit! După ce vremea i-a împiedicat să se mai bronzeze și astăzi, turiștii și-au scos mașinile din parcări și au ieșit la plimbare. Noi suntem la intrare în stațiunea Mamaia și, după cum se poate observa, sunt foarte multe autoturisme în trafic la această oră. Și nu doar acest loc este aglomerat, și în sudul litoralului se circulă cu dificultate. Cozile se întind pe kilometri întregi, mai ales în dreptul stațiunii Eforie. Majoritatea turiștilor însă și-au făcut rezervare chiar și pentru ziua de mâine, așa că nu au de gând să renunțe. Se îndreaptă către orașul Constanța, unde au de vizitat mai multe obiective. Printre ele, delfinariul cu microrezervația, acvariul, dar și cazinoul din Constanța.